Domnule Rădoi, după o vacanță bine meritată, echipa secundă a Farului revine la pregătiri. Cu ce gânduri pentru anul 2022? Bună ziua, la mulți ani în primul rând. Cu gânduri mărețe, în primul rând, ne dorim, așa cum am declarat și când am terminat prima parte înainte de vacanță, mai bine zis, cu gândul acela de a promova și de a forma cât mai mulți jucători pentru echipa mare. Managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi, a anunțat că va urmări și antrenamentele echipei secunde pentru a vedea tinerii jucători din lotul formației pregătite dumneavoastră. Așa este, am discutat cu dânsul și în vacanță și a hotărât să începem împreună această pregătire. Eu îmi doresc ca foarte mulți jucători de la echipa a doua să facă pasul spre echipa mare și în același timp să demonstrăm cu toții că merităm să fim la Farul. Spre deosebire de prima ligă, în eșalonul al treilea, prima etapă va fi programată mai târziu, veți avea un timp mai mare de pregătire. Da, așa este. Nu este plăcută această pregătire pentru jucători, dar în același timp ne bucurăm pentru că putem crea foarte multe automatisme între jucători și nu este decât un lucru benefic. Avem mai mult timp la dispoziție pentru pregătire. După finalul sezonului a spus că a fost nemulțumit de partea a doua în care echipa a pierdut puncte neașteptat. Acum trebuie să-și revină jucătorii pentru ca Farul 2 să fie acolo în primele patru. Cu siguranță îmi doresc să se întâmple lucrul ăsta, să începem foarte bine această parte de campionat, să reușim să câștigăm cele trei meciuri care ne-au mai rămas, ca după aceea să în play-off să putem disputa meciurile care ne-au mai rămas la dispoziție.